Bună seara și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În această seară vreau să vă prezint rezultatele butășirii rozmarinului. Acest rozmarin care se vede aici, l-am butășit în urmă cu aproximativ o lună de zile. Avem o rată de înrădăcinare foarte bună, după părerea mea. Încă n-am umblat la el să văd ce și cum, o să umblăm împreună în această seară. El se pare că a crescut, ar trebui mutat în pahare mai mari ca să poată să-și continue dezvoltarea. Pentru această serie de rozmarin o să folosesc pahare de 7x7x8. Urmează să vină iarna și încerc să le pun în pahare cât mai mici. Acestea sunt mai mici și se așează foarte bine unul lângă altul ca să-mi ocupe cât mai puțin spațiu. Pentru asta trebuie să umplem aceste pahare cu turbă. Turba pe care o folosesc este Klausmann TS3 cu un pH de 5,5-6,5, este o turbă de repicat pe care v-am mai prezentat-o în episoadele trecute și o să vă arăt cum umplu eu paharele pentru acest rozmarin. Iar în sac este foarte presată, este și puțin umedă. Trebuie un pic afânată, să zic așa, mărunțită, oricum este mărunțită, dar trebuie un pic afânată să nu rămână bolovănei așa din turbă. După care umplu paharul, îl presăm puțin și șterg. După ce am umplut paharele cu turbă, urmează să le udăm. Le udăm foarte bine. Trebuie să lăsăm apa care se strânge în pahar să se tragă, să coboare până la fundul paharului, după care udăm în continuare. Acest pahar nu se udă din prima udare până la fundul paharului. Se udă de 2-3 ori. După ce am udat paharele foarte bine, trecem la partea finală, la repicarea butașelor de rozmarin.
deja am început să scot din alveolă. Uitați-vă și dumneavoastră ce rădăcină a putut să facă în 30 de zile. Ia uitați. O să mai scot câteva. Trebuie să ajutăm puțin cubul din spatele alveolei ca să scoatem rădăcina întreagă, să scoatem cubul întreg, pentru că dacă nu scoatem cubul întreg, se rup exact aceste rădăcini. Și la vârsta asta și la dimensiunea asta, această plantă are, are nevoie de toate rădăcinile ca să meargă bine mai departe. Eu o să încerc să scot toate cuburile întregi. Ia uite așa. O să mă opresc ca să vă arăt și cum le pun în pahar. După cum v-am mai spus, folosesc aceste pahare pentru că ocupă foarte puțin spațiu și iarna avem nevoie de spațiu foarte mult, spațiu acoperit. Cu aceeași ustensilă de găurit facem găuri în aceste pahare. După care pur și simplu venim cu butașul și îl înfigem în aceste găuri și îl presăm bine. Acest rozmarin o să stea în aceste pahare până aproximativ în luna februarie 2021, sfârșitul lunii februarie. După care o să-l mutăm direct în ghivece de 17 cm. După aproximativ o lună de zile după repicare, o să mai efectuăm încă o tăiere din acest rozmarin, pentru că el o să crească cu formă de tijă. Și trebuie să-i tăiem vârful ca să poată să lăstărească, să facă ramuri laterale, să se îmbogățească. Devine o plantă frumoasă și bogată. Și acele vârfuri o să le punem în continuare la rădăcina. După cum vedeți, eu am terminat repicarea butașilor pe care am fost împreună cu dumneavoastră. Eu o să continui repicarea celorlalți butași. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube. O seară bună să aveți!